În zilele de 1 mai și 2 mai, Regia Autonomă de Transport Craiova va avea program de zile nelucrătoare. Prima plecare este la ora 6 și ultima plecare la ora 21:30. Direcția de Sănătate Publică Dolj anunță că în perioada 1-4 mai, unitățile sanitare din județ au program de zile libere. În tot acest timp vor fi asigurate urgențele medico-chirurgicale prin serviciile de primiri urgențe și camerele de gardă ale spitalelor. În schimb, Serviciul Județean de Ambulanță și SMURT vor avea activitate continuă, fiind apelabile la telefonul 112. De asemenea, cabinetele medicale de familie vor asigura permanența prin centrele de permanență, cu funcționare non-stop.